căzute din cer. Da. Deci de pe orbită. Vreau să vă spun că nici în momentul de față rușii și americanii n-au căzut la înțelegere să recunoască câte, să le spun, nu neapărat nave, câți sateliți secreți de spionaj au lansat unii ca și da, celor. Da, 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 ce spus să spun. Deci lucrurile sunt puțin neclare. Și la aceasta se adaugă noi actori spațiali, India, China, Japonia, Agenția Spațială Europeană, brazilienii care își lansează propriul lor satelit, deci iată că clubul spațial devine din ce în ce mai înghesuit. Da, mai înghesuit, da. Domnule profesor Rădova, n-aș vrea să-l întreb pe domnul general, dar o să vă așez în față un citat din cartea Extraterestri printre noi, în care autorul Emil Străinu scrie. Și dumneavoastră vă rog să comentați, domnule profesor. Citez. Unii oameni de știință afirmă deja că faimoasa teorie generală a relativității a lui Einstein s-ar putea dovedi total eronată. Punct. În continuare. Chiar și legea atracției universale a lui Newton a devenit subiect de atac. Am încheiat citatul. Vă rog să faceți abstracție că domnul general e lângă dumneavoastră și să comentați dur acest citat. Păi, dacă analizăm puțin definiția sau teoria lui Einstein, ea susține că, nu uite și teoria generală a relativității, susține că o masă în mișcare creează pe lângă câmpul gravitațional obișnuit și un câmp adițional, care se numește câmp gravitomagnetic, analogic cu cel electromagnetic. Ceea ce vreau să spun este că la ora actuală, studiile făcute, peste 250 de experimente făcute de către Agenția Spațială Europeană, referitor la acest câmp gravitomagnetic, a fost șocant pentru lumea științifică, pentru că a constatat că acest câmp gravitomagnetic este de 100 de milioane de trilioane mai mare decât prevedea teoria lui Einstein. Dintr-o dată, teoria lui Einstein se dovedește inadecvată prin ceea ce a susținut. Dar ceea ce se dorește a fi subliniat în cartea domnului general este că sau se încearcă a se explica modalitatea în care aceste nave extraterestre își realizează propulsia. Pentru că ele înving, ca să zic așa, legea gravitației și se încearcă să se explice și în acest sens vreau să aduc în atenție faptul că cercetări făcute de către instituții foarte serioase și studiile făcute de către doctorul Heim, care este directorul Institutului German de cercetări în domeniul fizicii din Göttingen, din Germania, el a descoperit în urma unui set de cercetări de lungă durată un câmp intermediar între câmpul electromagnetic și cel gravitațional. Aplicația posibilă a acestei descoperiri este ceea ce se numește, în termeni științifici, levitația. Pe care o vedem noi în filmele științifico-fantastică, sau în filmele cu arte marțiale de natură asiatică, în care vedem cum luptătorii stau în aer, deci levitează. Înving atracția Pământului, ca să zic așa. Într-o revistă de specialitate aeronautică din Marea Britanie, un distins cercetător face o următoare afirmație, că dacă teoriile acestui director al Institutului German sunt corecte, atunci e clar că proprietățile OZN-urilor sunt fizică adevărate și o inginerie adecvată aplicată în cazul lor. Deci pot fi explicate în mod științific aceste proprietăți fantastice de propulsie, viteză foarte mare, unghi la 90 de grade și așa mai departe. Studiile lui Heim au ca finalitate, în opinia mea și după ce am citit cartea domnului general, identificarea unei forțe antigravitaționale reale, care să invalideze total sau parțial teoria relativității lui Einstein și care să
permită mediului științific să se explice evoluția acestor corpuri. Dar în aceeași măsură legat de problema aceasta, cred că ar trebui să atacăm și problema, dacă nu veți, a demasificării sau a realizării de obiectelor de masă nulă, cum ar veni, sau condiții de G0, deci în care practic nu am atracție gravitațională. Pentru că și Hermann Oberth, care este românul nostru vestit, el susține că OZN-urile au acest potențial de a converti energia gravitațională într-o energie care este universală, într-o forță de propulsie de nivel înalt, zice el. Și atunci el încearcă să explice potențialul propulsor al acestor nave prin distorsionarea câmpului de gravitație și convertirea gravitației într-o energie utilă. Hai să ne imaginăm că o navă care are acest potențial evoluează în câmpul cosmic, să zic așa. Fiecare din corpurile cerești are propriul câmp de atracție. Și atunci, precum un deltaplanist sau precum un om care este într-un planor și care folosește curesii ascensional, el folosește aceste câmpuri gravitaționale proprii sistemelor planetare pentru a se sprijini pe ele și a se deplasa în spațiu cosmic. Acum, poate că eu ca inginer de meserie distorsionez, dar eu așa am înțeles. Pentru că nici vântul acela nu le vezi decât dacă te afli pe ele, aceste nave pot călători în spațiu interplanetar în acest mod, sprijinindu-se pe aceste, ca un surfer, ca un tip care face surf. Domn profesor, numai un pic. Dacă din regie mă aude cineva, avem câteva fotografii, vă rog frumos să le dați pe ecran, să le comentăm. Yeah. Da, aici este un avion de vânătoare MiG-23 ridicat la interceptarea unui astfel zis obiect de zburătoare. Și era ce? Acolo? Da, era... Asta, da. Aici sunt fotografii ale ipoteticilor, da, să le spunem, extraterestri. Capturați, fotografiați. Da? Așa? Ce? Tipul clasic, da. Tipul clasic din anii 50 de farfurie zburătoare. De OZN, nu? OZN, da, farfurie zburătoare. Așa. Letaiu șetarelic, cum îi spun rușii. Acesta este modelul da, clasic de extraterestru cu ochii oblici. Dar dacă ne uităm și îl extrapolăm puțin așa, eu și în capul, parcă seamănă chinez. Așa. Și acolo sunt obiecte zburătoare? Da, aici este o imagine artistică. Deci modul cum arăta spațiul populat de... Deci aici este o imagine artistică. Așa. O altă imagine artistică dintr-un film din IT. Așa. Da, și mai urmează. Un fulger globular care De care vorbeam mai devreme. Care vorbeam mai înainte, care asimilat cu astfel de apariție OZN. Așa. O altă apariție luminoasă neidentificată, care nu a fi putut fi determinată original. Poate un fulger globular. În ciuda, în ciuda investigațiilor științifice. Tipuri de fotografii al unor, să le spunem, manifestări de natură plasmatică, dar care se dovedesc prin mișcări ca fiind inteligente, dând imaginea ca o anumită inteligență. Aici la fel tot, da, așa. O navă din, cum era aia văzută prin anii 50, fotografiată undeva în Brazilia, aceeași navă mai de aproape. Da, interesantă. S-au tot spus că unele sunt falsuri, trucaje, rămâne ca... Da, o altă navă fotografiată într-un lat sfințit de soare, pe un cer înourat. Da, mulțumim. Uite, și un nor. Aici aș vrea să fac numai puțin, dacă puteți menține. Deci aceasta este o fotografie care a dus la o mare dezvăluire și la un șir de morți ciudate. Așa. Deci prin anii 1971-1972, un colonel, Stepan Corda, din armata iugoslavă, care lucra